Simona și Hatice sunt în baie. Simona curăță produsele cosmetice din trusa ei cosmetică. Și pe Hatice o aud la un moment dat spunându-i că o să-și ia o parte din produsele ei cosmetice și o să le ducă sus în dormitor. Îi zicea Simonei, eu iau astea ca să le duc sus în dormitor, să nu se mai servească lumea așa ca la ușa cordului din ele. Apoi i-a spus Hatice și să vezi ce crize să o mai ia pe mine când o să-mi trebuiască și o să fie nevoită să urce de fiecare dată după ele în dormitor. Simona i-a zis, păi și dacă o să-ți ia și din cameră? Hatice s-a întors așa la ea și a zis, e, hai că nici chiar așa nu îndrăznește nimeni să-mi ia din cameră dacă le duc. Văd că sunt discuții între fete de azi de dimineață, au tot vorbit. Simona spunea că ea nu consumă așa mult fond de ten și a venit cu multe tuburi de acasă și i s-au consumat de către fete. Apoi am auzit că au discutat și despre parfum, că s-ar folosi și parfum fără să se ceară voie. Cineva folosește produse cosmetice, după cum spun ele, și nu cere voie.